După ani întregi de știri și de licuri despre trecerea Counter-Strike Global Offensive la noul motor grafic denumit Source 2, se pare că, în sfârșit, Valve este gata de un refresh al jocului, care în acest moment se află în cea mai bună perioada sa. Deși de-a lungul timpului au apărut tot felul de licuri care însă nu s-au concretizat, în ultima perioadă a apărut o serie întreagă de știri și noutăți de la diferite persoane de încredere din comunitate, lucru care a culminat cu acest articol pe care îl aveți voi acum pe ecran, un articol scris de Richard Lewis, un cunoscut jurnalist pasionat de eSports și de Counter-Strike Global Offensive în particular. Dragii mei, eu sunt Cosmin Eche, doctorașul, iar în acest videoclip vom citi un pic acest articol și vom vorbi despre ceea ce pare să fie o nouă versiune de Counter-Strike care va apărea în această lună. Exact, ați auzit bine! Counter-Strike pe motorul grafic Source 2 va apărea cel mai probabil în luna martie anului 2023. Dacă ne uităm un pic așa pe articol, trecem în mare, vedem că se vorbește despre Gabe Follower și cine este Gabe Follower mai exact. Păi, poate că unul dintre cele mai cunoscute personaje din comunitate care au ajutat la descoperirea majorității noutăților legate de CSGO sunt Aquarius și Gabe Follower. Acesta din urmă, pe care îl aveți și pe ecran acum, a precizat pe data de 1 martie Că driverele Nvidia au introdus suport pentru două noi executabile, și anume CSGO-S2.exe și CS2.exe. Bineînțeles, CSGO-S2 vine de la Counter-Strike Global Offensive Source 2, iar CS2.exe vine de la aparent Counter-Strike 2. Asta, împreună cu momentul în care Valve și-a schimbat bannerul de pe Twitter, a generat un hype suficient de mare încât să facă și alte surse anonime citate de Richard să iasă la suprafață. Uh, astfel, am reușit să aflăm că există o nouă versiune de Counter-Strike Global Offensive în dezvoltare de ceva timp și că aceasta se va lansa sub numele de Counter-Strike 2 chiar în această lună. Ei bine, aparent această nouă versiune a reprezentat o prioritate pentru echipa de developeri și tocmai de aceea nu am avut parte de prea multe update-uri în 2022. Au existat foarte multe baguri care nu au fost rezolvate decât foarte târziu și de asemenea nu am avut o operațiune la finalul anului 2022. Însă, trecerea la Counter-Strike 2 nu reprezintă apariția unui nou joc și asta trebuie să înțelegeți de la început, ci doar trecerea Counter-Strike Global Offensive de la e, motorul grafic Source la motorul grafic Source 2, un nou motor grafic care va aduce îmbunătățiri atât la nivel de grafică și optimizare, însă cu un cost asupra performanței cel puțin la nivelul PC-urilor low end. Deși aparent uh, Valve are grijă de jucătorii care mă rog, care se joacă pe sisteme mai low end și vor lucra astfel încât să optimizeze cât se poate de bine jocul pentru PC-urile low end. Una dintre cele mai mari întrebări și de -a fapt dorințe ale comunității a fost dacă serverele oficiale vor fi sau nu de 128 de ticks, la fel cum este cazul Valorant. Sursele care au vorbit pentru Richard au confirmat că acest lucru va fi unul dintre principalele noutăți aduse de Counter-Strike 2. Prin urmare, în sfârșit, serverele de 128 de ticks vor apărea în matchmaking. De asemenea, venim vorba de matchmaking, sistemul de matchmaking aparent va primi un refresh care să l aducă mai aproape de alte sisteme de competitiv precum uh, precum Faceit. Cum vor face acest lucru cei de la Valve, încă nu știm. Dar, dar vom vedea Ceea ce e foarte important de știut este că jocul aparent este aproape gata de lansare Și că deja a fost testat de un grup anonim de jucători profesioniști Care au fost transportați în secret la sediul Valve din Seattle Ceea ce trebuie să știți și este foarte, foarte important la finalul acestui videoclip Nu vă panicați, jocul nu va înlocui, cel puțin nu în prima fază Counter-Strike Global Offensive și va rula cel mai probabil în paralel ca o versiune de beta, la fel cum a fost cazul și cu tranziția Dota 2 de, pe noul Source 2 cu Dota Reborn. Dota 2, practic, în momentul în care a trecut pe Source 2, a apărut în paralel ca Dota 2 Reborn și a fost o perioadă în care s-au rezolvat toate bagurile și puteai să joci ori Dota 2 normal, ori Dota 2 Reborn. Bun. De asemenea, în momentul în care vor fi rezolvate toate bagurile, cele două versiuni se vor uni și Counter-Strike 2 va deveni principalul joc uh, competitiv și principalul joc uh, care se va juca în majoruri. De asemenea, nu, skinurile nu vor dispărea. Skinurile reprezintă cea mai mare sursă de venit pentru Valve, de ordinul miliardelor de dolari. Așa că Valve nu va renunța atât de ușor la acestea cu siguranță. Deci nu vă vinde skinurile, nu vor dispărea skinurile, iar Counter Strike 2 sau cum să o numi, nu va înlocui în prima fază Counter Strike Global Offensive, ci va rula cel mai probabil în Paralel, dar veți putea să vă jucați Counter-Strike pe noul uh, Source 2, la fel cum a fost și cazul cu Panorama, în momentul în care puteați să jucați ori cu Panorama UI, ori fără aceasta. Rămâne să vedem însă când vom primi acest update, dacă îl vom primi uh, în această lună până pe 1 aprilie, Însă lucrurile sunt din ce în ce mai clare și pare că în sfârșit un update mare urmează să apară. Dragii mei, dacă mai apar noutăți, fiți siguri că vi le voi spune într-un videoclip pe acest canal, așa că abonați-vă, dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez. Linkul către articol îl aveți în descriere, la fel și multe alte informații referitoare la, la acest acest update care ar urma să, să, urmeze. Ar urma să urmeze, mă rog, urmează să, să apară. Nu uitați, dacă v-a plăcut videoclipul, lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel și noi ne auzim la un nou videoclip. Salutare!